Hunedorenii care au venit ieri la pescuit pe lacul Cinciș nu s-au lăsat intimidați de încălzirea ușoară a vremii, care a mai topit din zăpada așternută pe luciul înghețat al apei. Pescarii au înaintat pe gheața groasă de aproximativ 30 de centimetri, la o distanță considerabilă de mal. Cu ajutorul unor burghiuri improvizate, au scobit copci pentru a putea pescui. Eforturile și curajul le-au fost răsplătite pe deplin pasionaților de pescuit. După aproape o jumătate de zi petrecută în frig, cei mai mulți dintre pescari s-au întors acasă cu o captură mulțumitoare. Oh, e mai mare! Aici acasă pot să mai fi doar un tip atunci. L-am postat vreo 5 ore. La o tură de... Acum trebuie să recuperăm. La o tură de cartier. Da, mai mari, prindeți? Mai mari. Uite, acolo e una mai mare. Din greșeală, așa. Mai da? Rar, așa. Oamenii povestesc că nu s-au temut să încerce luciul acoperit de gheața al lacului. Au fost atenți să nu calce în locurile unde au fost scobite copci în zilele trecute și au pășit cu mare precauție pe gheață. La nevoie, spun ei, dacă gheața ar fi crăpat sub greutatea lor, ar fi avut cine să le sară în ajutor. Nu același lucru se poate spune despre ceilalți vizitatorii zonei de agrement. Mai mulți tineri au transformat ieri lacul Cinciș în derdeluș. Unii nu au ezitat să traverseze întinderea înghețată de la un capăt la celălalt, chiar dacă în mijloc, sub stratul de gheață, adâncimea apei ajunge până la 50 de metri.